În duminica a doua din postul Paștelui, monahiile și pelerinii de la Mănăstirea Voleni au avut bucuria de a participa la Sfânta Liturghie, oficiată de înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Cu această ocazie, ierarhul argeșan a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură, amintind că grija și empatia pentru cei bolnavi sunt sentimentele care ne aduc mai aproape unii de ceilalți, ajutându-ne să fim mai buni, mai iertători și mai înțelegători. Atunci când cineva îngrijește un bolnav, este clar și limpede lucrare dumnezeiască cu adevărat. Și se înscrie în fericirea aceea pe care a rostit-o Domnul nostru Iisus Hristos, fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Deci când faci o lucrare ca aceasta și ai grijă, mai ales printre alte binefaceri, ai grijă de bolnavi, este o milostivire, este o milostenie, am putea spune, absolută. Că cine îngrijește un bolnav, sunt foarte mari greutățile la îngrijirea unui bolnav. De aceea, cel care îngrijește de cel bolnav, are de la Dumnezeu o binecuvântare specială, și îl binecuvintează Dumnezeu și îl mântuiește. Pentru că nu numai că face teorie spunând așa că să iubiți pe aproape ca pe voi înșivă. Iată că cei patru purtători de bolnavi de slăbănoc au dovedit practic, eficient, nu numai declarativ, deci eficient, au întrupat credința lor în Dumnezeu, credința lor în iubirea lui Dumnezeu, credința lor în iubirea omului, în acest fapt extraordinar de sprijinire și de salvare a bolnavului pe care l-a adus în fața lui Iisus Hristos ca să-l vindece. Mănăstirea Voleni, așezată în loc pitoresc pe Valea Râului Topolog, atrage în fiecare zi de sărbătoare foarte mulți credincioși care vin să se roage și să admire frumusețea naturii înconjurătoare. A fost întemeiată în a doua jumătate a secolului al XVII-lea de călugărul Zaharia Grădișteanu. O etapă nouă începe pentru Mănăstirea Voleni în anul 1883. În acest an, vechea biserică a schimonahului Zaharia Grădișteanu este dărâmată, iar în locul ceva mai la răsărit, episcopul Ghenadie al II-lea al Argeșului, cu ajutorul stareței Fevronia Petrescu, începe zidirea unei noi biserici. Din păcate, lăcașului de cult șubrezit de distrugătorul seism din noiembrie 1940 nu i-a fost dat să dureze decât până la 8 aprilie 1941, când turla s-a prăbușit antrenând în cădere pereții naosului și ai altarului. Reconstruită în anii 1948-1955 prin strădania episcopului Iosif Gafton, a stareței Anatolia Manu și a obștii monahale, biserica a fost împodobită cu pictură nouă și s-a înzestrat cu cele de trebuință. A fost sfințită în anul 1955 de către preafericitul părinte patriarh Justinian. Redeschisă oficial în anul 1990 sub oblăduirea, binecuvântarea și cu ajutorul înalt preasfințitului Calinic, arhiepiscop al Argeșului și Mușcelului, s-a reluat activitatea prin refacerea obștii și începerea lucrărilor de renovare a ansamblului.